Țineți-vă bine că asta e continuarea la vlogul trecut, cu marocanul care a căzut la pușcărie, tovarășul o arătare de ciordeală. În primul rând vă salut cu respect pe toți care mă urmăriți, prietenilor. Auziți aici, eram într-o seară în parc, parcul din Caen. Acolo în parc erau și albanezii, și marocani, și bulgarii. Bă, majoritatea la ăștia care veneau aici în parc, veneau și în față la casconverte. Bineînțeles, arătare lângă mine. Bă, cum stăteam noi acolo în parc, auzi ce-mi spune un albanez. A venit, s-a așezat aici lângă mine, zice, Adrian, am un Volkswagen pasat de vânzare. Zice, prețul este foarte bun. Dacă vrei să vezi mașina, zice, e parcat aici, aproape. Zic, hai mă să o văd. Bă, ne ridicăm de acolo după bancă, să mergem să văd mașina. Arătarea a rămas aici, în parc. Am plecat cu albanezul, am ajuns la mașină. Zice, Adrian, ia cheia. Zice, poți să te duci cu ea să o probezi, ce nu-i nicio problemă. Bă, iau cheia de la mașină, descui mașina, mă urc în mașină. Cum am urcat în mașină, mi-am dat seama că era făcută pentru vânzare. Au silicon pe ea și ea, când m-am așezat pe scaun, barcă, nu se mai oprea. Bă, bag cheia în contact, îi dau ok. Când am auzit motorul, m-am speriat, am și oprit-o. Deci avea toate bătăile. Ăsta lângă mine, bă, s-a urcat lângă mine în mașină, cred că plec cu mașina să o probez. Bă, zic, ce trecuie asta, vă zic? Cazan, zic, ce e asta? Barcă, ce e asta? Hai, Adrian, zice, păi ce vrei, zice, na, la 1000 de euro? Tu te, bă, de aici, zic, că ceri mult, bă, pe barca asta, bă. Zice, Adrian, fii atent aici. Dacă vrei, facem și altfel. Cum facem? Zice, găsește un client, s-o dau și ce e peste 1000 de euro, sunt banii tăi. Păi eu niciodată n-am făcut așa ceva. Niciodată să mă duc eu să cumpăr o mașină, să o văd că-i barcă, să o văd că-i terminată și auzi, să mă duc eu să-mi pun eu obrazul. Să-i aduc la ăsta client că-mi dă și mie acolo 2 lei, 3 lei. Niciodată n-am făcut așa ceva. Să nu faceți treaba asta. N-am făcut treaba asta că, auzi, pe urmă îmi bate omul obrazul. Omul muncește pe banii ăia, mă sună și zice, băi, ce ai făcut? M-ai dus acolo să-ți bagi joc de mine, eu am muncit pe banii ăștia, am vrut și o mașină și tu m-ai dus să-și bată la joc de mine, să-mi vândă cazan? Să nu faceți niciodată așa ceva. Eu, dacă am cumpărat o mașină și a fost cazan, a fost barcă, eu m-am dus frumos, i-am schimbat ce a fost de schimbat, am pus-o la punct, am aranjat-o și am băgat-o la vânzare. Bineînțeles, că mi-am pus și eu ceva peste, mai mult, dar am vândut mașina bună, mă. N-am vândut-o să-mi bag joc de om. Zic, băi, eu nu fac așa ceva. Caută tu prostul, zic, și dă-o. Eu nu fac așa ceva. Auziți, imediat mă sună arătare. Băi, disperat arătare, mă. Bosule, unde ești? Mă, ce-ai făcut arătare? Zice, chiar acum ai plecat, zice. Chiar acum ai plecat, vino repede în parc, că au venit doi marocani și au zis că au aur de vânzare. Hai repede, zice, aici în parc. Băi, disperat arătare. Bă, ajung acolo în parc. Ia uite, ăștia doi marocani, lângă arătare acolo, spuneau la arătare că au aur de vânzare, dacă vrea să cumpere, mutre noi. Mutre noi, pe ăștia nu-i cunoșteam. Nu-i mai văzusem până atunci pe marocanii ăștia. Bă, am ajuns acolo, m-am dus la ei. Zic, chiar ziceți, mă, zic, care are aur de vânzare dintre voi? Auzi, unul dintre ei. Zice, eu am aur de vânzare. Ăsta e tovarășul meu. Zice, dacă vrei să cumperi aur, cu mine vorbești. Bine, mă, zic, hai, dă-te încoace să vorbim. Bă, și-l iau pe marocanul ăsta și mă dau cu el așa într-o parte. Zic, ia mă, ce aură, ia să vedem ce piese.
Zice, păi nu am aurul la mine. Aurul e acasă. Dacă vrei, zice, și ești interesat, hai la mine acasă, zice, să-l vezi. Zic, unde stai, mă, aici, în Haen? Zice, da, aici, în Haen stau. E că ai venit cu mașina? Da, domne, ce sunt cu mașina. Bine, zic, hai, luați-o voi înainte, zic că vin și eu spatele vostru. Auziți, mă, cava, să urcă ăștia doi marocani în mașină, au luat-o înainte, l-am luat pe arătare cu mine, eu cu arătare la mine în mașină. Băi, dacă n-am mers în spatele la ăștia, au luat-o ei înainte și noi în spatele lor. Băi, dacă nu m-au dus ăștia, am mers în spatele lor până aproape de ieșire din Haen, undeva la periferie. Bă, și ajungem la o casă. Băi, o casă nu era părăsită. O, era părăsită, dar o casă bătrânească. Închiriase ăștia. Am ajuns acolo, am băgat frumos mașina în parcare, s-au dat jos marocanii. S-au dat jos marocanii din mașină. A venit la noi. Zice, haide, zice, hai în casă să vedeți aurul. Bă, am intrat acolo în casă, ne-am așezat frumos la masă. Zice, luați loc. Ne-am așezat acolo la masă, uite marocanul, bă. Sau ce marocanul, bang, vine cu aurul, pune pe masă. Câteva lănțișoare, 50 și ceva de grame. Modele vechi, lănțișoarele. Scot în geantă, piatră, lichid, cântarul, le-am pus acolo pe masă. Ce marocanul? Zice, ăsta e aurul. Care l-am de vânzare. Probează-l, zice, că văd că ai venit cu lichid, ai venit cu piatra, ai și cântar. Probează-l și pe urmă ne înțelegem la preț. Bă, bineînțeles, am luat de acolo după masă aurul să-l probez. Am luat piesă cu piesă, dă-i pe piatră, dă-i lichid. Piesă, dă-i pe piatră, dă-i lichid. Bă, am probat eu toate piesele alea. Aur. Aur de 18 carate. Nu s-a șters după piatră. Zic, uite, bă, nu se șterge după piatră, aur de 18 carate. Zice, da, domne, știu. Ce preț îmi dai? Bă, zic, fii atent aici. 15 euro, zic, dau pe gram. Am luat și eu de aici, de jos, că știam că ăsta negociază cu mine. Ai, domne, zice, cum 15 euro? Dă și tu, zice, 18 euro, zice, 15 euro, e prea mic prețul. Bă, zic, tu ești nebun la cap să-ți dau 18 euro, păi dă 21-22 bijuterie. Și acolo trebuie să-ți duci actele, zic, știi și tu cum e la bijuterie. Vrei să-ți dau eu 18 euro? Păi, uratura, m-am înțeles cu el, pe 16 euro gramul. Bă, domne, zice, hai 16 euro. I-a convenit la marocan. Fă-mi calculul, zice, și ia-l. Păi iau aurul de acolo, îl pun pe cântar, pac, îl cântăresc. V-am spus, 50 ceva de grame. Fac calculul, îi dau banii la marocan. Zice, stai așa puțin. Stai puțin. Zice, hai că dacă tot ai venit, zice, eu mai am un tovarăș. Bine, zice, eu am mai mulți tovarăși. Da, e târziu, zice, noapte, păi era ceasul, cred că 12 și ceva, noaptea. Zice, e târziu, mai stai un 10 minute, zice, un sfert de oră, că sună acum un tovarăș, are și el, zice, niște aur de vânzare, tot niște lănțișoare. Zic, sună-l, mă. Sună-l, zic, că eu cu asta mă ocup, zic, asta e meseria mea. Sună-l, zic, cheamă-l încoace. Bă, sună marocanul pe tovarășul ăla lui. Fiți atenți aici. Nu durează 10-15 minute, vine marocanul. Tra marocanul pe ușă, ne-a salutat, își ia un scaun de acolo, trage scaunul, pa, îl pune lângă mine. A pus marocanul aici lângă mine. Bagă mâna în buzunar, scoate aurul, îl pune și el pe masă. Zice, ăsta e aurul care l-am.
Bă, tot niște lănțișoare, tot vreo 50 ceva de grame. Iau de acolo, piesă cu piesă, dă-i pe piatră, dă-i lichid. Am probat toate piesele alea. Bineînțeles, tot 16 euro. I-am dat și lui ăsta, iau aurul de acolo, îl bag în geantă, i-am dat banii. Fiți atenți aici ce îmi spune marocanul. Ăla de-a venit acolo în parc, primul de la care am luat aur. Zice, Adrian, dacă tot ești aici, acum, zice, facem cum vrei tu. Cum vrei tu, zice, așa facem. Că e târziu, e noapte, na, dacă vrei lăsăm treaba pentru mâine, dacă nu, zice, facem acum. Zice, fii atent, eu am un tovarăș care are niște lingouri de vânzare. Zice, lingouri din aur. Dacă vrei tu, lăsăm treaba pentru mâine, vii mâine și mergem la el, sau dacă nu, mergem în seara asta. Bă, zic, ce să mai las eu, zic, treaba până mâine, zic, dacă își găsește la client, zic, vinde lingourile alea, ia, bă, zic, să mă duc în noaptea asta. Bă, băiatule, zic, ce să mai lăsăm treaba până mâine, sună, zic, vorbește cu el și mergem în seara asta la el. Bun, zice, hai că sună acum. Bă, pune mâna pe telefon marocanul, sună pe ăla, vorbește cu el, zice, hai să mergem. Ăsta, da, a venit al doilea, a plecat de acolo. Au rămas ăia doi marocani, dar am venit cu ei aici acasă. Le-am dus la mașini, s-au urcat ăștia doi în mașină, eu cu arătare într-o mașină. Băi, fraților, băi, și-am plecat de aici la tovarășul ăla lui, dar zic că are lingouri de vânzare. Bam, 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 stânga, dreapta, stânga, dreapta, ajungem la locație. Bag ăsta primul într-o parcare, bag și eu. S-a dat jos marocanul din mașină. A venit la mine. Zice, Adrian, fii atent aici, zice. Uite în blocul ăsta e, zice, la etajul 1. Bun, mă, zic, hai să mergem. Bă, ne-a deschis la ușă, intrăm în bloc, auziți. Urcăm la etajul 1. Băi, mâncavași. Băi, ajungem la etajul 1. Bă, cine credeți că ne-a deschis ușa la apartament? Tovarășul lui arătare de ciordeală. Ăla de v-am povestit în vlogul trecut că a căzut la pușcărie. Bă, când a deschis la ușa și ne-a văzut, Adrian, arătare, zice, ce faceți? Bă, băiatule, mă. Bă, zic, ce faci, bă, zic, te-ai eliberat, mă? Da, Adrian, zice, m-am eliberat. Hai, zice, hai, intrați în casă. Bă, și ne bagă marocanul în casă. Ia uite, ăștia doi marocani ne-a adus aici. Ia uite, bă, cum s-au uitau și la mine, și la marocanul ăsta, și la arătare. Bă, uite, așa s-au uitau, speriați, bă. Băi, speriați marocanii ăia. Zice, hai, hai, zice, intrați în casă. Păi, am intrat acolo în casă la el, ne-am așezat frumos la masă. Păi, băiatule, zic, ce faci, mă, zic, te-ai eliberat, mă? Băi, trecuse timp, trecuse timp de atunci. Te-ai eliberat, mă? Da, Adrian, zice, m-am eliberat. Știu, zice, știu că sunt dator față de tine banii care i-ai dat la avocat. Stai liniștit, zice, că eu ți-i dau. Ți-am promis de atunci că eu îți dau banii înapoi care i-ai dat la avocat, că din cauza mea, din cauza mea ți-ai chemat avocatul acolo și ți-ai plătit avocatul și oricum, zice, tu ai tot respectul meu, te juro, zice, por mi familia, jur pe familia mea, zice, că tu ai tot respectul meu, mai rar un tovarăș cum ești tu, toată viața mea, zice, eu o să țin cont și tu să ai cea mai mare încredere în mine, te rog eu frumos, zice marocanul. Te rog eu frumos, zice, cu mâna pe inimă, jur pe familia mea că eu niciodată nu o să-ți dau ție vreo țeapă să te ard eu cu ceva sau să fac eu șmecherii față de tine. Băi, marocanii, ia uite, bă, cum s-au uitat, ce-o fiți, bă, dă, unde se cunosc ăștia, bă, auzi tu ce vorbe îi spune ăsta lui ăla, știi? Bă, zi, mă bucur, mă bucur că
că te-ai eliberat, bravo, zic. Păi zic, am venit la tine, mi-a spus băieții ăștia că ai lingouri de vânzare, nebunule, ai lovit vreun pont, ceva, zic. A? Ai pus-o, zic. Zice, Adrian, da, zice, am lingouri de vânzare, el știe, am lingouri de vânzare, dar aici am doar unul singur. Băi, acum m-am gândit, zic, bă, ăsta l-o avea îngropate. A lovit pontul, a spart vreo casă, vreo cine știe ce pont a avut el. Și a îngropat omul marfa și aici a luat doar unul. Zic, ia mă, ce lingouri ai? Bă, și se duce ăsta, deschide acolo un sertar, ia lingoul de acolo și vine cu lingoul la mine. Zice, Adrian, fii atent aici. Înainte să probezi lingoul ăsta, vreau să spun ceva. După ce ne terminăm treaba aici cu lingoul, vreau să-ți propun o combinație. Deci fii atent aici, că o să fii mulțumit. O să fii foarte mulțumit. Pe urmă zic, dă lingoul încoace, zic, să-l probez. Bă, zic, vezi că eu îl tai pe jumate. Da, Adrian, zice, tu ești tovarășul meu, zice, ești ca fratele meu. Fă-i ce vrei tu. Ia-l, zice, și fă-i ce vrei tu. Băi, fraților, băi, iau lingou, auziți? Îmi scot fierăstrăul din geantă, prind lingou, uite așa, pe marginea la masă, băi, și cum am pus fierăstrăul chiar pe mijloc, chiar pe mijlocul la lingou am pus fierăstrăul să-l tai, auzi, marocan. Adrian, para, zice, Adrian, oprește-te, para, zice, para, para un momento, stai un moment. Băi, eu cu fierăstrăul hotărât să tai lingou, știi? Tai așa puțin, zice. Consideră, auziți aici ce mi-a spus marocanul, bă. Consideră că ai luat țeapă. Ce-a făcut? Zice, consideră că ai luat țeapă. Scoate aurul, zice, care l-ai luat de la tovarășul meu și pune-l aici pe masă. Băi, băi, când am auzit, scot aurul din geantă, îl pun pe masă. Băi, ia uite, bă, marocanii ăia doi, ia uite cum s-o uitau. Când a văzut că am scos aurul și l-am pus pe masă, auzi ce spune ăsta la marocanie. Zice, dați-i banii înapoi. Dați-i banii înapoi, zice, că ăsta-i tovarășul meu, ăsta-i ca fratele meu. Dați-i banii înapoi. A scos ăla banii, auzi? A numărat banii și banii care i-am dat lui pe aurul la 50 ceva de grame și banii care i-am dat la tovarășul ăla lui de la chemat el. Alte 50 ceva de grame. Ăsta mi-a dat toți banii. A numărat banii, mi-a dat banii înapoi. Zice, ai noroc. Ai noroc mare, Adrian. Ăsta tovarășul lui arătare. Că te-au adus aici la mine. Că dacă nu te aduceau aici la mine, mare țeapă ce luai. Mă, ce-ai făcut, mă, zic? Care e șmecheria aici? Zice, Adrian, aurul ăsta care l-ai cumpărat tu, nu e aur. Dacă îl iau acum și mă duc cu el la bijuterie, mi-l cumpără bijuteria. Da, eu sunt nebun, zice, că la bijuterie trebuie să dai nie, zice, știi și tu cum e, să-ți dai actele, să-ți dai alea. L-a luat bijuteria și când îl bagă la topit, auzi, mă sună garda. Vino încoace. Ai înțeles, am probleme. Dar ăsta, zice, nu-i aur. Dacă iei acum un lănțișor de ăsta și îl tai și pui lichid, hai să vezi că la jumătate fierbe. Nu e aur. Ai mare noroc, zice, că te-au adus încoace. Și lingou, te-am lăsat să văd unde pui fierăstrăul să-l tai. Și l-ai pus chiar pe jumătate. Dacă te lăsam să-l tai, luai țeapă. Pentru că el, zice, la capete are băgat ce are băgat el, metal.
Dar pe jumătate, tu dacă îl tăiai acum, era tot din aur. Vedeai că e din aur și îl cumpărai. Mare țeapă, zice, ce luai. Dar cum să te las eu pe tine, zice, că ești ca fratele meu să iei țeapă. Băi, când am auzit, zic, ia uite, bă, mâncați, zic, cât cu toată experiența mea care o am în domeniu, zic, să iau țeapa asta, mă. Bă, vă dați seama cât de bine erau făcute piesele alea? Că eu le-am dat pe piatră și le-am frecat, bă, nu jucărie. Le-am dat pe piatră. Am dat lichid, am dat alea și a ieșit că e din aur. Voi o să spuneți că trebuia să pun magnetul, că nu sunt proști să bage fier în el. Că fierul se lipește de magnet. Cine știe ce metal e acolo, dar nu se lipește. Zic, ia uite, bă, mâncați, zic, cu toată experiența mea care o am, ia uite, bă, și tu, zic, ce țeapă luam acum. Bă, dacă eu nu veneam la marocanul ăsta, mare țeapă ce luam. Deci voi vă dați seama cât de bine erau făcute piesele alea. Fiți foarte atenți. Fiți foarte atenți care cumpărați aur. De la cutare, de la cutare. Că vă las acolo la preț. Vă lasă mai ieftin și vă bucurați. Fiți foarte atenți ce cumpărați. Sunt foarte multe făcături. Și sunt bine făcute. Ascultați-mă ce vă spun, sunt foarte bine făcute. Bun, zice marocanul. Las-o așa, zice, e bine că ai venit aici și n-ai luat țeapă. Zice, Adrian, ți-am spus înainte să te apuci de lingua asta că vreau să-ți propun o combinație. Băi, fraților, în vlogul următor vă povestesc ce combinație mi-a propus marocanul ăsta, bă. Băi, să vedeți și voi ce combinație mi-a propus marocanul ăsta. Eu încă o dată vă salut cu respect pe toți care mă urmăriți, prietenilor, pe toți care apreciați cu un like, care mă salutați în secțiunea pentru comentarii. Am comunitatea numărul 1 și aveți tot respectul meu. Pe toți care distribuiți, aveți tot respectul meu și vă salut pe toți. Vă spun numai bine, rău la nimeni și multă sănătate. Și bineînțeles, ne revedem la următoarele vloguri în forță. Multă sănătate!